deși voi dezamăgi pe destui evanghelici, nu va fi o trezire în anii 2024 până în 2030, cel puțin. Și acest lucru am să-l spun sub mai multe nivele, sub care știm asta. Deci, primul aspect este că am avut momente în care România a crescut imens, de la câteva procente de evanghelici la aproape 20%. Și chiar dacă numerele unii o să le rotească și o să spună că unii nu se declară, vreau să spun că am văzut o creștere de 5-6 ori doar într-un deceniu, un deceniu jumătate. Și totuși același lucru nu se întâmplă. Iar pentru cei care nu știu, din anii 89 până prin anii 2003-2004, nu are să se întâmple la fel. Din 2004 până în 2024, deci numele aproape au stagnat și practic a fost canibalizare de la unii la alții. Și bineînțeles că nu are să se întoarcă trendul, cel puțin în mod evident, în viitor. Iar dacă are să fie o creștere, creșterea să fie pe alte nivele, de genul penticostalii, de obicei au o componență mai mare romă și romii de obicei fac mai mulți copii. Dar lăsând astfel de trucuri, haideți să vedem de ce nu are să crească lumea evanghelică atât de mult. Și primul aspect care trebuie să-l înțelegem, ce era diferit între anii 90 față de ce este diferit de anii 2024, este că puteai să spui în anii 90 că biserica ortodoxă nu era creștină. La propriu. Nu spun că ești de acord sau nu cu teologia ortodoxă. Puteai să deschizi practic ochii și de fiecare dată când deschideai știrile, ai fi aflat, surprize, surprize, că teoctist, deci efectiv patriarhul, care a murit prin 2000 și ceva, 2001 parcă, oricum, vreau să spun că un securist a fost capul bisericii ortodoxe, dovedit securist, știut securist, pozat securist, felicitându-l pe Ceaușescu și pupându-l cu o dragoste sfântă tot timpul. Și indiferent cât crezi de Daniel că era securist, cel puțin, el nu, deși chiar eu cred că el era securist, el nu a fost vreodată dovedit ca fiind securist. Atenție, taică-s probabil că era securist, să fiu clar, și a avut toate relațiile să îl trimită pe fiul său prin Elveția și lucruri de acest gen, dar vreau să spun că imaginea de securist s-a cam curățat după Daniel. Un alt aspect important este că în lumea evanghelică foarte mulți fluturași și de acest gen spuneau lucruri care, cel puțin când le citeai prima dată și dacă nu aveai curiozitatea să întrebi pe un preot pregătit pe teme evanghelice de cum cred evanghelice anumite lucruri, s-ar putea să fi rămas concluzia că lumea evanghelică are dreptate. De genul, cum ortodoxi explică că ai icoane și ai porunca să nu te închini niciunui chip cioplit și a niciunei asemănări. Deci poate spui că nu este chip cioplit, dar nu este asemănare. Și icoanele sunt asemănări cu lucrurile din ceruri. Și bineînțeles că preoții au să spună tot felul de explicații, dar de obicei dacă preotul te-a mințit ca și securist, oricum ar fi avut mai puțină încredere. Un alt aspect important este că lumea era mult mai săracă în anii 90. Și nu vreau să spun că nu sunt săraci și acum în România, ar fi o minciună să pretind altceva, dar mult mai important este că un lucru sub care erau știuți creștinii evanghelici în anii 90 erau că dădeau ajutoare. Și cum făceau? Luau pur și simplu biserica, întreba, aveți haine care v-au rămas mici, ce-ar fi? Le împachetau și le trimiteau în România. Dar același lucru nu-l putea face, practic, pentru că nu exista nivel economic, în anii 90, unde erau lucrurile destul de strânse, și o spun ca și cineva din partea aceasta cu curelei. Și dacă mergem în anii 2010, cel puțin, foarte mulți au plecat în Uniunea Europeană și au venit haine cumpărate de obicei când erau promoții la ciofii și trimise în România cu doldora și apoi au rămas haine mici și același sistem de ajutoare a apărut echivalent și în lumea ortodoxă. Acest lucru mi-a l-a confirmat pe live un ortodox acum câțiva ani.
Și deși să fiu clar, eu nu auzisem, chiar cred pentru că există potențialul economic. Iar dacă în trecut depindeai de americani sau germani sau ce-o fi, care erau practic mai bogați și aveau acel surplus ca să dea ajutoare în haine, cel puțin, același surplus azi este cel puțin pe locuri în România și oamenii ajută. Iar asta reduce o altă parte de diferențiere. Dar haideți să spunem că, uite, securiștii sunt o problemă. După anii 90 am prins preoți care erau prinși cu tot felul de șmenuri, tot felul de afaceri. Și să fiu clar, acest lucru, din fericire sau din păcate, mulți evanghelici l-au reparat. Auzim iar și iar scandaluri în care preoți, numiți pastori în lumea evanghelică, au fost prinși în scandaluri cu mafie de lemne, cu interlopi, cu fiilor care sunt în relații de interlopi și foarte probabil că pastorul cel puțin a auzit de unii. Și acum, bineînțeles, poți să asumi în mod legal că cineva este nevinovat, că nu a fost dovedit într-o curte, dar cu toate acestea, nu poți să spui că te simți la fel de încurajat dacă știi că fiul lui Pustan a dat droguri, atenție, a intrat într-o rețea în care dă droguri și taică-su poate chiar nu știe nimic. Cine știe dacă știe sau nu știe, nu am să mai judec, n-am să mai dezgrop mortul ăsta încă o dată, dar vreau să spun că dacă auzeai lucruri asimilare doar la ortodoxi, în anii 2020, auzi iar și iar în lumea evanghelică. În plus, lumea evanghelică a venit cu alte campanii, de obicei o campanie de aceasta, de literalism biblic, anteștiință, creaționism și alte idei de genul. Și aceste idei, cel puțin după un proces numit Dover, au fost dovedite iar și iar, destul de concludent, cel puțin pe internet, că astfel de perspective sunt false. Și atunci, lumea evanghelică, cel puțin am văzut răspunsuri foarte confuze, în care unii încă afirmă creaționismul sau neagă evoluția, dar alții când afirmă ce că evoluția, îi pui să ți-o explice, nu ți-o pot explica la nivel de clasa a 7-a. Și unii subliniez doctori în teologie și de genul. Și atenție, nu vreau să scot ochii la oamenii care sunt needucați și pur și simplu să te aștepți tocmai la un preot care crede că el deține adevărul să se educe. Dar vreau să spun că perspectiva aceea interesantă, în care pur și simplu vezi o perspectivă mai nouă și mai inteligentă, cel puțin nu mai este tot atât de puternică în lumea evanghelică. Și dacă unii sunt enamorați de William Lane Craig, cel puțin când ai să... sau ceva de genul, când ai să explorezi foarte puțin internetul, mai ales dacă vrei să privești puțin sceptic, ai să vezi o poziție contrară și cel puțin poziția nu mai este la fel de puternică. Și de fiecare dată când ai să auzi un Alin Tudose care citează un Gary Habermas în care îți citește tot felul de academicieni care ce că spun nu știu ce, probabil cineva ce este deschis ar să audă și pe un Ciprian Clud care are să audă că sunt creștini care iau în râs ideea de Iisus că a murit, că a ieșit dintr-un mormânt gol cu trupul fizic, că nu are niciun sens. Și subliniez, nici măcar, bineînțeles, aceasta este o perspectivă ce Alin Tudose ar numi o liberală, dar vreau să spun că ideile acelea fixiste, ca să iei Biblia literală, nu au niciun sens în secolul 21, pentru foarte mulți oameni educați. Și chiar din secolul 20, pentru foarte mulți creștini educați. Și dacă duci până acolo discuția, hai să vezi că este tot mai puțin care să te trezească. Și ce rămâne este însă acea ipotetică luptă care este afirmată de lumea evanghelică, care, să fiu clar, repetă iar și iar, ideile care în loc să fie ideile acelea noi de libertate americane, cum erau în anii 90, acum repetă ideile noi de jug sovietic, apropriu. Foarte mulți teologi, nu știu dacă i-ați văzut din lumea evanghelică, citează puncte practic din propaganda rusă. Și atât de mult încât pe mine m-a făcut să spun că uite că Vladimir Pustan este plătit pe ruble
Atenție, nu spun că este plătit pe ruble, dar vreau să spun că cel puțin nu are acel spirit critic încât să pară să prezinte o poziție interesantă, efectiv teologic interesantă, în care să spui, măi, nu sar de la acei ultracorupți care nu-și înțeleg Biblia ortodoxă la unii care sunt ultra-inteligenți, ci sar din lac în puț. Și asta este ultima problemă de fond. Este că, bineînțeles, putem să despicăm firul 4 foarte mult cât de mult înseamnă să te trezești, dar ideile astea ruse, că familia e sub atac, că nu știu ce alte bazaconii, acestea sunt efectiv o farsă. Și nu spun că este o farsă doar că o spun eu, dar acest lucru l-au văzut și creștinii care nu s-au asociat referendumului URI. Și nu numai. Niciodată nu am auzit încă creștini care și-au cerut scuze când au intrat și au mințit, practic, despre lumea LGBT. Și vreau să spun, asta chiar mă bucură, este că, în acest fel, evanghelicii au devenit securiștii, dar secolului 21, în mijlocul celui de-al treilea deceniu. Și aici îi face foarte neinteresant, cel puțin pentru oamenii educați. Iar o ultimă notă care vreau să spun, Tony Berbece se plângea cu lacrimi și cu un costum foarte țanțoș, deci de sute de euro costumația, de la, cred că doar papucii costau câteva sute de euro, deci, dar efectiv, în frunte de stadion spune că vai cât de persecutați sunt creștinii. Și acum nu știu dacă m-au auzit că râd, este hilar asta. Creștinii în România sunt tot atât de persecutați cât sunt creștini ortodoxi din Rusia care suprimă pe martorii Jehova în Rusia. Deci, să fim clari, totdeauna orice drept care s-a luptat, cei care au dat în judecată statul român că le este forțată ora de religie, a fost tocmai că, virgulă, creștinii nu și-au dat seama că îi impun la oamenii fără o credință, că trebuie să li se impună o credință. Și acest lucru este ultimul motiv sub care ei au o problemă. Că narațiunea lor este absolut o farsă. Și o farsă în care, imediat la o săptămână după, creștinul fără libertate, Tony Berbece, se duce și face un dita mai concertu sau ce face el, un show de ăsta de marketing, între ghilmele trezire, pe un stadion în Paris. Gândiți-vă unde au ajuns creștinii. Bineînțeles, nu în fața leilor, cum erau în secolul I, dar au ajuns să se făleze cu fală, dar au înnebunit. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!